Primii care intră pe terenul de joc sunt cei doi arbitri. Unul dintre aceștia va anunța echipele care vor evolua în meciul respectiv. După anunțare, cele două echipe intră în mod ordonat pe terenul de joc și se vor așeza în linie, încadrându-i pe cei doi arbitri. Fiecare capitan de echipă va avea asupra sa o minge și un baston. După intrarea echipelor, la comanda arbitrilor, este salutat publicul prin formula "Pentru gloria sportului rusc înainte!" Înainte! Pentru alegerea terenului, arbitrul va arunca capitanului primei echipe trecută pe foaia de arbitraj bastonul celeilalte echipe, iar acesta îl va prinde cu o mână din jumătatea inferioară. Capitanul echipei adverse va pune o palmă deasupra, procedeul continuând succesiv, până când unul dintre jucători reușește să prindă capătul bastonului cu cel puțin 4 degete, fără degetul cel mare. Acesta este declarat câștigător și alege unde va evolua echipa sa în prima repriză. După alegerea terenului, cele două echipe se deplasează în mod ordonat către marginea terenului pentru a se pregăti în vederea ocupării locului pe care vor evolua în repriza respectivă. Echipa care va fi la bătaie se va îndrepta către zona de bătaie și se va așeza pe linia special marcată în acest sens. Echipa care va evolua la prindere se va îndrepta către zona de fund, unde se va realiza formația în care va intra pe teren în vederea ocupării posturilor special marcate. Astfel, intrarea pe teren se va realiza în formația 1-3-3-3-1, în care jucătorii sunt dispuși în funcție de posturile pe care vor evolua. Intrarea jucătorilor pe teren se face numai la fluierul arbitrului. Ulterior, tot la fluierul arbitrului, aceștia se vor deplasa către posturile lor. Jucătorii aflați la bătaie se vor așeza pe linia de așteptare în ordinea în care vor efectua bătaia mingii, acest lucru fiind consemnat de arbitru în carnet. Ulterior, primii jucători vor fi invitați de către arbitru să efectueze bătaia mingii. Pe tot parcursul reprizei, arbitrul va urmări respectarea ordinii stabilite inițial și va anunța următorul jucător care urmează la bătaie. Bătaia mingii se va efectua din zona de protecție, mingea fiind servită de către coechipierul care urmează să bată. Fruntașul echipei adverse, aflat în zona de bătaie, nu are voie să intervină în timpul efectuării bătăii, fiind obligat să stea în afara suprafeței de protecție. În această repriză, echipa poate realiza puncte doar din bătaia mingii, putând realiza în acest scop 1 sau 2 puncte în funcție de distanța la care trimite mingea. Astfel, 2 puncte dacă mingea depășește în aer linia de fund, 1 punct dacă mingea trece în aer printre fanioanele care delimitează zona de fund, 1 punct dacă mingea este prinsă din aer în zona de fund, 2 puncte dacă mingea atinge terenul direct în zona de fund, 1 punct dacă mingea atinge terenul în zona de 3 sferturi. După efectuarea bătăii, jucătorii vor trebui să intre în teren individual sau pe grupe de 2, în funcție de tactica echipei, pentru a parcurge cele două culoare, de ducere și de întoarcere. Pe culoar pot fi maxim 2 jucători pe un sens. Intrarea în teren se poate face imediat după efectuarea propriei bătăi sau pe bătaia unui coechipier. De regulă, se formează grupe de 2 jucători pe sens și se intră pe bătaia jucătorilor cu număr impar. În timp ce parcurg cele două culoare, jucătorii de la bătaie trebuie să se apere. În cazul în care sunt loviți, cedează pentru fiecare jucător lovit 2 puncte adversarilor. Pe parcursul deplasării, aceștia se pot apăra cu suprafața palmelor sau prin evitarea contactului cu mingea. În cazul în care s-a tras asupra unui jucător aflat la apărare, acesta nu a fost lovit iar mingea nu a mai putut fi recuperată, acesta va parcurge-l întregul culoar fără să mai fie jucat. În toate situațiile în care jucătorul de la apărare nu a fost lovit, acesta părăsește terenul prin capătul culoarului, fără a călca liniile de margine. În caz contrar, este considerat jucător lovit. Repriza se încheie când toți cei 11 jucători ai echipei de la bătaie au bătut mingea cu bastonul și au trecut prin cele două culoare, ieșind din teren peste linia de scăpare.
Jucătorii echipei de la prindere, după ce au recuperat mingea din bătaia unui adversar, o pasează între ei cu rapiditate pentru a-i pune în dificultate și a-i lovi pe jucătorii echipei adverse intrați în teren. Pentru fiecare jucător lovit se obțin 2 puncte. Pentru ca lovitura să fie valabilă, jucătorul care a tras trebuie să fie tot timpul cu cel puțin un picior în suprafața sa de joc, cerc sau zonă, iar mingea să fie trimisă prin aer. Dacă mingea atinge în prealabil pământul, lovitura nu este valabilă. Jucătorii aflați la apărare se pot apăra cu palmele, în acest caz lovitura nu este valabilă. În cazul în care este atins dosul palmei, lovitura devine valabilă. Prin poziția jucătorilor de la prindere, în teren se formează 4 triunghiuri și 4 careuri, unde adversarii sunt jucați și pot fi loviți. În această fază a jocului, esențială este recuperarea rapidă a mingii din bătaie, pasarea realizată cu rapiditate, blocajul și țintirea exactă. Pasele trimise cu rapiditate pun în dificultate jucătorul aflat la apărare și conduc în final la lovirea acestuia și realizarea punctelor. Extrem de importantă este recuperarea mingii când se realizează țintirea adversarului, pentru a menține intacte șansele de lovire ale acestuia. În această repriză este foarte des scos în evidență spiritul de echipă, fiind foarte multe situațiile în care este angrenată întreaga echipă în joc. Meciul se încheie după ce ambele echipe au evoluat în cele două faze ale jocului. La fluierul arbitrului are loc gruparea echipelor, ulterior, acestea se prezintă la centrul terenului pentru anunțarea rezultatului. Arbitrul anunță rezultatul final, iar echipa câștigătoare salută atât arbitrajul cât și echipa adversă. Scor final 10-10, pentru bătă trăiască! Trăiască! Salutați!